Deci, la un astfel de exercițiu, cum acționăm? Să mulțumim oamenii negri cu cât? Cu doi. Cu? Doi. Atent. Când au fost doar doi termeni înmulțiți, am înmulțit cu? Trei. Cu trei. Trebuie să mulțim cu patru. Patru, sigur. M-am gândit cu patru, dar după aia, nu știu, am schimbat, am calculat ceva și m-am dat doi. Deci cu patru mulțim. Să vezi cum apare, te rog, el ăsta. Începi patru să vorbești. Ies. Patru ies, egal cu. Egal cu. 1 ori 2 ori 3 ori 4 plus 2 ori 3 ori 4 ori 4 2 ori 3 ori 4 Dar pe 4 ăla cum se scrie? Pe 4 care 5 minus 5 minus 2 5 minus 2, da? Nu 5 minus 1 Da, 5 minus 1 5 minus 1 plus 3 ori 4 ori 5, ori 4 acela pe care îl scrim ca fiind 6 minus 2. 6 minus 2, asta e 4 de aur. Da, plus puncte, puncte. Așa, plus puncte, puncte, plus. 100 ori 101 ori 102 100 ori 103 minus 99 ori 103 101 ori 102 trebuia să scriu, 102, pe lângă 103, minus 99. Și când desfaci, se reduce foarte frumos, care este rezultatul? 100 ori 101 ori 102, 102 supra 4. Ori, nu, 100, 101, 102 ori 103. Așa, da? Da. Și totul supra 4. 4. Corect. Ei, Davide, încă un exercițiu foarte interesant, mi-am amintit de anul trecut șmecheria asta. Uite, acum, să se arate că, să se arate că 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus și mai departe plus puncte puncte 1 supra n pe lângă n plus 1 e totdeauna mai mic decât 6 pe 7. E totdeauna mai mic decât 6 pe 7. N plus n e un număr ori număr par. Deci, asta sumă o știi calcula? Da. Știi cât face? Da. Cât face? N supra n plus 1. Deci asta toată tu știi ce face, da. N supra N plus 1. Deci ar fi echivalent cu a spune că N supra N plus 1 e mai mic decât 6 pe 7. Și oare e adevărat N supra N plus 1 e mai mic decât 6 pe 7? Nu știu. Păi să vedem. E de parcă aș spune, hai să amplificăm aici cu 7 și aici cu N plus 1. Da. Nu? Da. E de parcă spune că 7 n e mai mic decât 6 n plus 1. Și adevărat? Nu trebuie să știm dacă n este mai mare, mai mic decât 6. Adică ca și cum ar fi că n e mai mic decât 6 n se reduce, și ca și cum ar fi n mai mic decât 1, nu? Da. Oare asta e fals? Păi e greșit pe aici la calcul? Cum să fie greșit? Suma asta îi fi greșit tu? Tu știi bine că rămâne primul 1 minus 1 supra n plus 1, nu? Când ne calculezi acolo. Și vine n plus 1 minus 1 și face n supra n plus 1, că e tot de multe ori. Da, păi... n supra n plus 1, dar simplu de ce spune autorul. Determinați pe n astfel încât să aibă loc de asta. Cine este n pentru care să aibă loc relația. A, dar aici n-am aplicat, nu 6 n, 6 n plus 6. Uite, am fost neatenți. 6 da, plus 1. Așa vreau să vă spun. Păi doar spun, măi, stai, sar la mine repede. Asta înseamnă că... Și aici... Și de aici îmi vine că nu mai mic decât 6, nu decât. Da. Deci, găsiți pe n cât să aibă loc relația. N nu poate fi 0.
Deci n, nu poate fi 0. Nu aparține de la 1, la 2, la 3, 5. 4 și 5. Deci inegalitatea este adevărată pentru că parcurile valori de 1, 2, 3, 4 și 5. Da? Deci ai văzut că asta era negreșitul acesta. Să se consideră ecuația. Asta ți-o las ca temă. Tu, nu știu, aș vrea să mai lucrez și niște ieșițe de astea mai depărate, în afară de tema aceea, că văd că la clasă vin cu foarte puține lucruri. Nu vii așa să nu trebuie, asta nu știu să fac, asta nu știu să fac. Noi am mai lucrat câte ceva aici. Da, am lucrat și cu... suma asta. Iată, notează tu ce ieșițe vreau să le faci tu. Și pe urmă discutăm data viitoare. Pagina 38. Da. Ieșițile 16 l-am făcut, 17 l-am făcut, 18, 19 și 20. 18, 19 și 20. Trei ieșiți. Da. Te doare măsura ca de stare. De aceea încercăm să ne oprim, că și tu ești așa. Și eu am un pic de treabă. La revedere, dragilor! La revedere! Să nu uitați de like și rezonanța profumă. La revedere!